CFR Timișoara a obținut o victorie de răsunet în fața formației Sepsis Sfântul Gheorghe, luându-și astfel revanșa pentru eșecul din tur. Timișorenii s-au impus cu un categoric 7-1 după ce la pauză tabela a arătat 2-0. Feroviarii au obținut al 14-lea succes în 17 meciuri și și-au consolidat locul secund în clasament. În ultima etapă a sezonului regulat, CFR se va deplasa la Galați, apoi va începe play-off-ul. Da, o echipă care se apără foarte bine, au liniște, au un play frumos. O echipă care a surprins campionatul ăsta, o echipă care a dus plus valoare campionatului cu siguranță, lucrează foarte bine, au liniște, au o conducere bună, toată structura lor se întinde undeva pe ani lungi, fac parte din clubul de la fotbal și au un buget structurat bine, au susținere, au tot ce trebuie ca să crească. Și astăzi era clar că trebuie să câștigăm. Problema era când intră gol. Asta cred eu. Am pregătit bine meciul, știam că au multe faze tactice, pentru că nu dispun de străini, sunt numai jucători locali, dar joacă foarte bine. Acum zâmbesc. Au străini, aproape toți sunt unguri. Da, mă refer local de acolo, în zonă. Da, mă înțeleg. Era greu pentru noi că mai mult aveam mingea Timișoara, deci noi avem o echipă tânără, trebuia să alergăm și după minge și după scor. Mai ales după golurile ce am primit, ce să zic, am punctat două greșeli personale acolo la primele goluri, am ținut până la 18 minute, să zicem, bine. După aia, cu copiii e foarte greu să ridicăm de pe pământ, dacă luăm două goluri, deja copiii, atitudinea și moralul e greu. Dar noi învățăm din scorurile și rezultatele astea și greșelile și mergem mai departe, noi lucrăm pentru viitor.